Colonoscopia este o examinare, o metodă de examinare a tractului digestiv, fie superior, fie inferior. Însă și metoda endoscopică presupune mai multe organe de examinare. Dacă ne referim numai la colonoscopie, atunci se referă la examinarea intestinului gros pe toată lungimea lui. Dacă aveți imaginea din spatele meu, este desenat schematic intestinul gros, este un organ important, destul de greu de examinat, mai dificil, datorită formei, anatomiei sale, suprafeței enorme a mucoasei care este și care se examinează prin introducerea unui tub prin orificiu anal pe toată lungimea lui. Examinare sau vizualizare directă. Cele mai multe ori este indicată pentru excluderea sau screening-ul unor patologii oncologice și acest rezultat posibil care va fi, îi sperie pe pacienți. În afară de aceasta, frica aceasta vine și de la faptul că în anii precedenți, în secolul trecut, această procedură se făcea fără anestezie generală. Este o procedură dureroasă, să recunoaștem, cu toate că până în prezent sunt voci care spun că nu este adevărat, că poate fi făcută și cu anestezie, fără anestezie, cu o premedicație. Este discutabilă tema, toți suntem diferiți, la asta spun și pacienților, pe unul atingi, el zice că m-a atins cineva, altul spune că a fost lovit. Percepem durerea toți diferit. Tema durerii este o temă complexă, nu ne adâncim și nu este normal în secolul 21 un pacient, care n-ar fi el, să vină la o investigație, la o examinare și să aibă durere sau disconfort, având în dotare medicamente moderne, un serviciu anesteziologic bine pus la punct. Deci nu este normal și noi oferim această examinare cu anestezie generală, într-o stare de confort și fără durere. Ca metodă de screening facem, în primul rând, cel mai important lucru este anamneza iredocolaterală agravată. Când avem cazuri de familie, în familie de cancer de colon sau colorectal, este atunci indicată, fără echivoc, să se efectueze. La persoane care nu au simptome, care nu au acuze legate de tractul digestiv inferior, recomandăm, după vârsta de 45 de ani, să o facă în mod programat, pentru că altceva mai bun nu există, mai informativ decât o colonoscopie, nu s-a inventat. Există metode alternative. Le aplicăm la persoane care, din anumite motive, nu pot face această investigație. Cel mai bine ca pacientul să nu intre în esența lucrurilor, dar să aibă încredere în medicul specialist care îl trimite la asemenea investigație. Cel mai bine este să se adreseze la medic la prezența anumitor simptome. Care sunt ele? Dereglări de scaun. Scaun, constipații care mai înainte nu au avut loc. Prezența eliminărilor de mucus și sânge în masele fecale. O scădere bruscă a masei corporale, inexplicabilă, care nu are nicio dietă sau restricție alimentară. Sau dacă pacientul depistează ocazional o anemie, valori scăzute ale hemoglobinei, toate aceste motive pot fi un pretext de a face o colonoscopie. Ca orice metodă de investigație, sunt indicații și sunt contraindicații. Din indicații noi deja am vorbit, din contraindicații sunt anumite boli grave, cum ar fi o insuficiență cardiacă severă, o insuficiență renală hepatică severă, stările terminale ale pacienților, nu se face această investigație al pacienților în comă, categoric nu. Nu se face unui pacient care este într-o anemie severă, corejăm anemia, deoarece facem sub anestezie generală, poate duce la apariția unui risc în tipul anesteziei. Nu se face această procedură în mod urgent, deci avem timp ca să pregătim pacientul și să-l examinăm. Dragi telespectatori, vă îndemn din suflet să nu vă temeți de efectuarea unei colonoscopii, să o efectuați dacă aveți indicații, fără nicio ezitare. Este o metodă sigură care se face cu anestezie, fără durere, cu maxim confort. Această metodă nu este un slogan pompos. Vă poate salva viața, pentru că o boală depistată la timp are șanse mari de vindecare. Pașii corecți făptuiți la timp vă poate duce la o sănătate de lungă durată și prin întâmpinarea unor boli oncologice.